Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la Ora Adevărului. În această seară continui seria dezvăluirilor de pe linia Fărcășești, Poliția Rovinari. Știți foarte bine, în ultimele două săptămâni am avut aici mai mulți invitați care au ridicat probleme de infracționalitate ridicată în comuna Fărcășești, dar și problema nemulțumirilor venite din partea acestor cetățeni vis-a-vis de anchetele care bat pasul pe loc la poliția din Rovinari. Probabil știți, dacă nu vă anunț eu, acolo la Fărcășești există un post local de poliție, dar postul superior, dacă pot spune așa, este practic Poliția Rurală numărul 5 Rovinari, condusă de domnul comisar șef de poliție Nicu Tănase. Am relatat cele două subiecte aici la Ora Adevărului. Are legătură cu cei doi păgubiți cărora li s-au incendiat bunurile, li s-au distrus bunurile în mod repetat. Evident, infractorul sau infractorii sunt în libertate. Se pare în schimb că nu sunt doar două persoane păgubite prin ineficiența poliției de acolo de la Rovinari. Mai sunt și alte persoane păgubite, iar lucrurile nu se opresc aici. Există dovezi care atestă faptul că între infractori sau între cei care încalcă legea și poliție sau organele de poliție există o strânsă legătură. Aici, în această emisiune, s-a discutat despre surse de informare, despre informatori ai poliției Rovinari, despre persoane care comit infracțiuni, dar sunt ținute în brațe de acești șefi de la Poliția Rovinari, evident cu scopul de a fi refolosiți împotriva unor cetățeni onești de acolo din localitate. Asta vreau să discutăm în această seară și discutăm aici cu cărțile pe față. Sunt foarte multe documente pe care vi le voi prezenta în această seară. Chiar și faptul că acest comisar șef de poliție trebuia să fie cercetat disciplinar la cererea procurorului dintr-un astfel de dosar, dar șefii din IPJ Gorj au decis că nu este cazul să fie cercetat. În schimb, printr-un document pe care l-am aici și o să vi-l arăt, Serviciul Teritorial Craiova-Aldenea decide că acest dosar despre care vom discuta pe parcursul acestei emisiuni să fie dijuns, iar acest domn să fie cu chipiu și epoleți, să fie cercetat de parchetul de aici, de la Târgu Jiu, pentru numai puțin decât 5 capete de acuzare. În același timp, trebuie să vă informez că am anunțat IPJ Gorj în legătură cu subiectul pe care îl voi aborda în această seară. Am cerut un punct de vedere oficial scris domnilor de la IPJ. Până la intrarea în emisie în această seară nu am primit un răspuns, lucru pe care îl voi repeta de mai multe ori pe parcursul acestei emisiuni. Dar ca să nu fie introducerea prea lungă, vă prezint invitatul meu din această seară. O să vă prezinte domnia sa care au fost problemele și de ce a ajuns aici și de ce consideră că presa este cea care mai poate deschide o ușă spre justiție sau spre dreptate. Și apoi o să vă arăt niște înregistrări care o să vă uimească sau nu. Până la urmă suntem într-un stat mafiot în care injustiția este la putere în loc să fie justiția. Alături de mine se află domnul inginer Constantin Stoian. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor care ne urmăresc. Domnul Stoian este reclamant în această cauză, se luptă pentru dreptate deja de câțiva ani buni. Din păcate nu a obținut așa niște rezultate palpabile din partea justiției. Dânsul este șef de sector la Rovinari Poiana, deci lucrează în minerit, în complexul energetic Oltenia. De 20 de ani. De 20 de ani. În același timp este consilier local acolo la Fărcășești și una dintre persoanele care se consideră hărțuită de acest comisar de poliție. Înainte de orice, domnule Stoian, sunteți pentru prima dată aici. Sper că spulberăm așa emoțiile, că nu este caz de emoții, discutăm de lucruri prea importante ca să mai avem emoții. Aș vrea să le spuneți telespectatorilor noștri care nu vă cunosc sau vă cunosc doar ca un nume undeva într-o pagină de ziar. De ce ajunge un inginer, un șef de sector, un consilier local să fie hărțuit de un polițist când invers ar trebui să se întâmple? În ce fel? Polițistul ar trebui să vă protejeze de trei ori, ca și cetățean al localității, ca și ales local, ca și șef din CEO. Nu știu, ar fi trebuit să fiți ultra protejat, în schimb sunteți ultra hărțuit. Da, explicați-ne de ce. Bun, pe scurt o să încep cu începutul. Deci în anul 2021, când am fost promovat pe funcția de inginer șef la cariera Tismana, da,
cam așa, la două luni, trei luni, când s-au dat drumul la cotele de cărbune, a venit la mine un domn, s-a prezentat la mine un domn la birou. Da. Care mi-a zis că vrea să discute cu mine. L-am poftit înăuntru, da, zic, cum să nu, cu mare drag. A venit la mine în birou și îmi spune, m-a trimis domnul comisar, știți că eu am o mașină de car cărbune, car cote la salariați și jumate din bani mi-a dat domnul Tănase și eu am împreună cu domnul Tănase. Adică omul vă spune că avea o afacere... O să avem și o înregistrare, colegul meu a făcut o probă să vadă dacă merge, o pregătim și o lansăm când este momentul, vă rog. Da, și eu îi spun, păi spune despre ce e vorba, l-am luat direct, spune și mie despre ce e vorba. Și zice, domnule, știți că eu car cote de cărbune, să mă facilitați și pe mine, adică să nu stau la rând. Noi aveam o programare în fiecare zi, a salariaților. Și zic, să iau, îmi spune el mie, că înainte luam o mașină cu acte și o mașină să o iau așa, fără acte. Că mă duc repede, o duc într-un loc și vine înapoi. Vorbim totuși de mafia, de această mafie acestui gen de chestiuni care se întâmplau în complexul energetic Oltenia. Da. La care eu i-a spus acestui tip, zic, bă băiatule, știi care e chestia? Eu nu mă pretez la așa ceva, du-te și spune-i lui domnul comisar să se ducă el în altă parte și să caute pe alt șef din altă parte care să-i onoreze aceste probleme. Știați că se practicau chestiile. Se practicau chestiile astea, normal. A fost o mafie a cărbunelui, cunoaște și noastră celebru dosar în care au fost implicați polițiști chiar de acolo din zonă, așa că mafia cărbunelui există. Dovadă că și acum vin întreprinzători și le solicită șefilor de sectoare să fie băgați în față, să spună că au în spate un polițist, un politician sau cine știe ce alt afacerist și mai mare pentru a fi avantajați și pentru a câștiga, evident, mai mult o mașină pe acte, o mașină fără acte. O mașină fără, da? Și așa merg banii și intră banii în buzunar. Eu, eu i-am spus, bă băiatule, eu nu mă ocup cu așa ceva, du-te, spune-i lui domnul Tănase că eu... Da, știați cine este domnul Tănase. Știam cine e domnul Tănase, că îl cunosc pe domnul Tănase de aproximativ 15 ani de zile, de când a venit aici la poliția Rovinari. Și știam cu ce se ocupă. La aproximativ 2-3 zile m-a contactat domnul Tănase, telefonic. Eu n-am înregistrat acea convorbire, că am spus și la DNA la Craiova. Da, zic, ce v-ați gândit că vă poate spune domnul Tănase, că nu v-ați luat o măsură de precauție? Nu mi-am luat o măsură de precauție. M-am gândit că îmi spune că, domnule, știi că ar fi bine să vedem cum facem, nu știu ce. Genul lui, că asta e stilul lui. Prin învăluire, că face așa pe mironosița. Și zic, da, domnule, zice, las că o să-ți arăt eu ție, o să te... din prima, eu, da, din prima m-a luat tare. O să-ți arăt că eu am influență la șefii din CEO și o să-ți arăt că eu o să te schimb. Și la care eu atunci am avut o ieșire și zic, bă băiatule, eu te cunosc pe tine de aproximativ 15 ani de zile. Ții minte când tu aveai un papuc și cărai și am martor, am un băiat care era lângă mine în birou când m-a sunat el. Și zic, ții minte când tu cărai motorină cu papucul ăla și aveai bidoanele de 200 de litri și o luai de la utilajele auxiliare din carieră de la firma lui Sarcină? Și zice, deci el mi-a recunoscut cu gura lui. Zice, da, păi o luam cu 3 lei, nu o furam. Și am zis, bă băiatule, nu o luai cu 3 lei. Nu o luai cu 3 lei, pentru că aici nu era peco, aici o furai. Da, și după aia am închis. Ei, după această conversație a început calvarul. Jihadul, da. Dumneavoastră ați realizat în momentul în care el și-a permis să vă sune și să vă ia la ture, da, să vă amenințe telefonic, că veți ajunge la această hărțuire, la nu m-am gândit grave care s-au întâmplat după aceea. Exact, nu m-am gândit la așa ceva, nu mă gândeam că îl duce mintea să facă așa ceva și că are atâta răutate și că poate să facă așa ceva. Deci asta se întâmpla în 2021, dumneavoastră șef de sector, cu influență, puteați să faceți ceea ce vă cerea. Normal că puteați să rezolvi, dar eu i-am spus că eu nu fac așa ceva, i-am spus că eu am doi copii minori de crescut. Și ceva, i-am spus că nu intru în joc în asemenea jocuri murdare. Omul probabil era învățat ca toți cei pe care îi contacta să facă următoarea mișcare. Exact, adică e învățat peste tot pe unde sună, că și acum are foarte mare influență pe la șefii din minerii din zonă. Peste tot unde sună acest domn Tănase, se rezolvă tot. Acum, mai nou, domnul Tănase a făcut niște angajări la CEO. Cunosc o persoană care s-a lăudat într-un mediu că a angajat-o Tănase. Mai nou, pot să vă spun că
a sunat un director de UMC, nu-i dau numele, pentru a-i pune în funcție un cefelist, adică un inginer, un conducător de formație de lucru. Da, la o carieră a complexului energetic. Bine, deci are încă influență, are influență, pe val, ca să zicem este așa. Este pe val, da. Bun, s-a terminat conversația respectivă, ați crezut că lucrurile s-au terminat acolo și exact. Nu-și va duce la îndeplinire amenințarea, că până la urmă va amenința că vă schimbă. M-a amenințat direct, adică mi-a spus că e prieten cu domnul Burlan și o să-mi arăte el mie, că el pe mine o să mă schimbe din funcție. Când ați simțit efectele acestor amenințări? S-a întâmplat, acest lucru s-a întâmplat. În iunie 2022 am fost schimbat din funcție și am fost mutat pe o funcție inferioară la sectorul Poiana. Vi s-a motivat ceva la momentul respectiv? Adică mi s-a motivat că e mâna lui sau că da, e ceva politic? Mi s-a motivat că trebuie să mă schimbe pentru că așa trebuie. Mai mult nu mi s-a spus, înțelegeți? Deși eu am avut rezultate foarte bune. Oamenii care se uită la televizor și muncitorii din cariera Tizman am cunosc destul de bine. Știu ce am făcut eu pentru acolo în carieră și știu ce cum am îmbunătățit fluxul și tehnologia de escavare în carieră. Adică eu când am luat carieră am găsit din 7 escavatoare mai mergeau 3 escavatoare. Să ne înțelegem. În această perioadă până la schimbarea dumneavoastră, presa a început să scrie cumva despre dumneavoastră niște lucruri în care era și mâna domnului Tănase? Da, 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 desigur, da. Dânsul era băgat, dânsul încerca pe toate felurile și pe toate să vă afecteze, să mă afecteze imaginea la serviciu. Eu vă spun că sunt unul dintre cei care la momentul respectiv, că eu sunt un om corect și cinstit, am scris la momentul respectiv despre dumneavoastră cu o mașină de serviciu, că folosea de serviciu în scopuri personale. Este vorba despre o imagine cu mașina dumneavoastră care a ajuns pe la mai mulți ziariști. Exact, eu sunt unul dintre cei care am scris la acel moment. Povestea s-a mai repetat și alți colegi de presă au scris această poveste. Da, nu a fost adevărat. Nu a fost asta adevărat. Vreau să vă zic. Încerc să arăt telespectatorilor imaginea care începuse să vi se creeze pentru a se ajunge la schimbarea dumneavoastră din funcție. Exact, da. Adică schimbarea nu a fost una pur și simplu bruscă. S-a avut grijă ca imaginea dumneavoastră să fie afectată în mass media, ca așa, în așa fel încât în momentul în care ar fi intervenit schimbarea, lumea să zică, da mă, la, gata, l-au schimbat, nenorocitul ăla, hoțul ăla. Știți? Da. Așa se întâmplă. O să vă spun că atunci cu faza cu mașina au venit doi polițiști de la IPJ-ul. Am dat o declarație, le-am spus, domnule, eu nu am acea mașină, eu am un Duster, că ăla l-aveam și pe fișa de inventar, un Duster 30 eu cu care mă deplasez, eu nu am mașina aia și nu știu ce număr au scris ei acolo, că cu bot Toyota sau ce spuneau acolo. Da, dacă mi-aduc eu aminte. Da. Și le-am spus, le-am arătat băieților Astora de la IPJ, le-am prezentat, domnule, asta e mașina mea, Duster-ul ăsta, uitați-o aici, au venit la Tizmana, le-am spus, asta e mașina cu care eu mă deplasez de acasă și că eu stau lângă orașul Rovinar, eu am 2 km de la serviciu și până acasă. La acel moment, când ați văzut ce a început să scrie presa despre dumneavoastră, v-ați gândit că este mâna domnului Tănase sau v-ați gândit da, că da, aveți sigur, dușmani da, în carieră? Nu. Eu m-am gândit din start că e mâna lui domnului Tănase, pentru că n-a fost singura chestia cu mașina. Dânsul a mai pus pe cineva tot așa o chestie. Mi-au făcut o plângere când eram inginer șef coordonator, precum că eu aș forța oameni de la un sindicat să treacă la alt sindicat. Au enunțat acolo un lider de sindicat și culmea este că deși eu mă aflam, sectorul Tizmana se află pe raza teritorială a comunei Câlnic, dosarul a fost preluat de domnul Tănase și domnul Tănase m-a chemat să dau declarații. Îi plăcea de mine, da. Acum m-a chemat domnul Tănase, zice, domnul Stoian, știți că aveți o plângere, că haideți să vedem cum facem, stilul lui caracteristic. Dom'le, ce plânge? Da, dar nu e nimic concret, zice. Păi zic, pe ce bază? Păi uite că e o femeie, dar nu s-a... Deci au pus acolo niște persoane, deci credeți-mă, erau, eu ca șef aveam în subordine 1500 de salariați, nu erau... Nu-i cunoșteam pe toți, da. Trecuseră niște persoane pe care eu pur și simplu nu le cunoșteam. Deci s-a dus, el a făcut în dosar, a luat declarații, deși nu știu cum a ajuns acea
acea plângere la el, pentru că el n-avea competență teritorială să ia acea plângere. Și asta poate să verifice și șeful IBJ-ului. Printr-o mare coincidență, domnule. Exact, aia m-am gândit și eu. Da. Știți, aici cu coincidențele bat foarte bine către domnul Tănase. În fine, mai departe. Vă Bun. Schimbă? Mă schimbară, mă... N-ați primit niciun telefon de la domnul Tănase să vă spunem, vezi, băi, ți-a zis... Nu. Deci a jubilat în tăcere, da? Vă dați seama, el s-a bucurat, păi și spune într-o înregistrare pe care o am... Eu am înregistrat-o. Și care a apărut deja în presă, și care apărut, în urmă da, cu câteva luni de zile. Da, spune că eu l-am schimbat din funcție, că puncte și că nu putem da cu pe post să spunem cuvintele pe care le folosește acest comisar șef de poliție. Eu cred că și cu cuvintele cu care el mă înjură pe mine. Nu se poate, eu cuvintele acestea sunt cuvintele de golan. Deci eu îl consider un golan. Așa le place la șefii deci, de poliție. Nu se poate așa ceva, adică să înjuri un om în halul ăsta nici în... Domnul Stoian, acea înregistrare a ieșit în spațiu public. Da, eu am fost unul dintre ziaristul care a publicat acele înregistrări. Sunt și acum pe site-ul de la Gorjan. Vi se pare că în perioada aceasta a ieșit cineva să spună domnul respectiv cazul, incidentul care pătează imaginea a fost cercetat de IPJ? Nu. Eu astăzi, printr-o solicitare care o să o vedeți pe ecran, am cerut în scris, semn scris de mână, tocmai acest lucru, să întreb dacă la data de 14.07.2023 domnul comisar șef de la Rovinari este sau nu cercetat disciplinar pentru, nu știu, altă faptă, da, altceva. Ce se întâmplă? Eu am făcut două plângeri la două instituții. Deci am făcut o plângere penală la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție la Craiova, care acea plângere a venit la parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu. Iar după faza, că o să vă povestesc acum, cu amenda, am fost la inspectorul șef în audiență, personal am fost, am discutat cu domnul inspector șef, domnul Bâlă, și care i-a spus, domnule, zic că nu se poate așa ceva, omul ăsta mă hărțuiește peste tot, omul ăsta mă urmărește, îl sună pe domnul Gherghescu, când era domnul Gherghescu, bă, sună ăla pe mine, spune, are planificarea mea, deci... peste tot făcea orice și orice îi stătea în putință ca să mă hărțuiască. Nu mi-era de mine, că mie nu mi-e frică de el, că eu sunt un om corect, eu sunt un om cinstit, eu prin muncă am făcut ce am făcut. Mie mi-a speriat, deci am doi copii minori. Copilul meu al mic începea să plângă când vedea. Nevasta mea s-a mai dus, și ea și eu, depinde cum ne suntem. S-a dus să ia copilul. Venea cu mașina de poliție cu dusterul și mergea ușor, ușor și se uita la nevastă mea când lua copilul de la grădiniță. Deci copilul e timorat, copilul începe să plângă când vede o mașină de poliție, deci practic copilul începe să plângă. Foarte grav ceea ce spuneți dumneavoastră. Deci foarte, foarte grav. Spune cineva, aceste mașini de serviciu trebuie eliminate din sistem, că de altfel și transportul și de la locul de muncă. Cine vrea servici să se prezinte la locul de muncă. Da, așa s-ar preîntâmpina alte probleme, cum este cea prin care a trecut domnul Stoian. Gravitatea nu este asta cu mașina de servici. Aici vorbim despre o încercare de a-i se face o imagine publică negativă invitatului meu. Și scopul final era de îndepărtarea dânsului din funcția respectivă, pentru că n-a percutat la cererile unui afacerist în spatele căruia s-ar fi aflat acest domn Tănase. Noi o să-l sunăm și pe domnul Tănase pe parcursul acestei emisiuni. Cum v-am spus, am solicitat în scris IPJ-ului să ne transmită informații. Ați ajuns să vă plângeți superiorilor domnului Tănase. Până unde, domnule Stoian? Deci am fost la inspectorul șef, la domnul inspector șef Bâlă în audiență. După ce am fost la dumnealui, am discutat cu el. A spus că, zice, i-am povestit, domnule, până la urmă, singura variantă este să mă duc la presă. M-a rugat omul, mi-a zis, domnule, nu vă duceți la presă pentru că ne afectați imaginea poliției. Pentru unul ca Tănase să ne afecteze. Când ați făcut această, când ați avut această întâlnire cu domnul Bălă? Eu vă deci, întreb că eu nu l-am văzut pe domnul Bălă cum arată. Deci am avut această întâlnire, vă și spun, după data de două, cred că în martie pe 30 sau când e 30. Deci sau... la finalul lunii martie. La finalul lunii martie, da. După ce venise domnul Tănase, când l-am filmat eu în acea postare. În acea care rulează deja pe ecran cu mașina împreună cu doamna, cu domnișoara, doamnă. Da, cu doamna agentă, că o să vă povestesc. Într-o zonă în care nu era atribuția domnului de serviciu. Deci da? Nu avea să nicio... Spunem și despre acest aspect. Da.
Așa, deci ați fost în domnul Marghe, la comandantul IPJ. Așa, după o zi sau două m-a sunat. I-ați povestit, s-a părut vreo secundă că domnul comandant e de partea dumneavoastră? Da, mi s-a părut, că... deci prima dată când am stat... înțeles? Da, m-a înțeles, da, a stat de vorbă cu dânsul, i-am explicat toată situația de fapt. I-am spus, domnule, uitați așa, am înregistrările, mă hărțuiește, mă urmărește, are planificare, domnule, un lucru are grav. Planificarea, are planificarea dumneavoastră de la serviciu, în serviciu. Și deci el știa în fiecare zi cum sunt eu programat la serviciu. Dar el nu știa când eu, de exemplu, nu puteam. Soția mea lucrează la spital, la Rovinare, e asistentă. Eu, când ne nimerim amândoi de nu putem duce copii, eu mi-am o zi de cum fac concediu sau liber, dacă am liber. Da, îmi făceam. Ei, el nu știa chestia asta. El când mă vedea pe mine că duc copiii la școală, automat începea să sune. El suna pe domnul Gherghescu, îl suna pe domnul Borugă, deci suna pe toată lumea. Era... superiorii dumneavoastră da, el, de la serviciu, da, el pe motiv și că le nu spunea, sunteți le la spunea, locul de muncă. Domnule, ăsta nu-i la servici și îi ponta la servici. Deci mă sunau, la un moment dat le-a fost și rușine la oameni să mai mă sune. Și le spuneam, domnule, am cerere de concediu. Zic, am făcut cerere de concediu, azi sunt în concediu. Eu trebuie să-mi duc copiii la școală. Cumplit. Da. Spuneți că domnul Bălăva a înțeles. M-a înțeles. La două zile după ce am discutat cu dânsul, m-au sunat domnul comisar Borcan, domnul comisar așa, de la control intern, să merg la dâns și în urma audienței să depun o plângere. M-am dus la dâns și m-am dus cu exact cu același material care îl depuseasem deja la IGPR-ul și la parchet. Și am stat de vorbă cu dânsii și le-a spus, domnule, pe mine nu mă interesează să-l cercetați pe să-l sancționați pe Tănase, pe latură penală. Zic, eu am făcut pentru latura penală, am făcut la parchet. Dumneavoastră vreau să-l cercetați pe Tănase pentru limbajul folosit. Ăsta e golan, în acele înregistrări, limbaj de golan și de interlop. Ăsta nu se poate numi polițist. În acele înregistrări să-l cercetați pe latură disciplinară. Da, o să demarăm ancheta, o să vedeți că de data asta sunt probe, o să facem și o să dregem. Pe unde? Au trecut, într-adevăr, au chemat pe cei doi care se aud în înregistrarea, pe colegul meu, pe domnul Popescu Ioan, care e colegul meu gestionarul, așa. L-a chemat pe dânsul audiat și am audiat... pe șeful firmei de pază de acolo, pe domnul Băltac. Da. După care nu s-a mai întâmplat nimic. N-a mai spus nimeni nimic. Ce au făcut? Dacă a fost audiat domnul Tănase. Da, deci da, asta să vă... Nu știu, domnul Tănase, nu știu, că n-am... Da, cert este că nu asemenea... știți să fie cercetat disciplinar, nu știu. Eu vă spun că totuși și eu am vorbit cu cei de la control intern, evident nu pe această speță, și eu am avut o problemă cu o polițistă de la Motru care mi-a vorbit execrabil. Nu mă gândeam că vreo femeie poate să vorbească unei alte femei în asemenea hal. I-am făcut o sesizare la control intern și mi-a plăcut că domnii de acolo m-au întrebat, doamnă, dar ce vreți de fapt? Și zic, domnule, eu nu vreau nimic, nu vreau să-i faceți nimic, pur și simplu să-i faceți nimic. Simplu fapt că sunt aici, mi se pare că am făcut o derușine. Nu am înregistrat acea discuție, este adevărat, da. Nu aveam o probă palpabilă, dar zic, mi este suficient faptul că se știe că există o plângere la adresa ei și că probabil nu va mai repeta această poveste. Așa mi-aș dori și în cazul dumneavoastră, măcar să fie cercetat chiar dacă lucrurile s-ar termina în favoarea lui, dar măcar acolo în cazier, hai să zicem un cazier a unui polițist, există acolo, domnule, ai fost acuzat că ești violent, ai fost acuzat că ești da, să de să iau o măsură cu el, adică nu se poate așa da, ceva, adică sunt probe. Rămâne acolo o pată da, pe sunt probe clare în care el, ați auzit și dumneavoastră acele înregistrări, cum înjură și cum face acest polițist. Da. E foarte grav ce se întâmplă și o să-l sunăm, dacă este posibil, și pe dânsul, dar nu înainte, trebuie să spunem că unul dintre dosarele dumneavoastră depuse și pentru abuz în serviciu și această hărțuire de care vorbește invitatul meu, vedeți aici un document, nu știu cât de bine, sunt mai multe documente care rulează pe ecran, vă spun eu, scrie foarte clar Direcția Națională Anticorupție, 15.06.2023, deci este de mai puțin de o lună de zile, către dumneavoastră, vis-a-vis de dosarul penal numărul 53/P/2023, îi se comunică soluția dată prin ordonanță de acest DNA Craiova, cum îl știm noi, da?
care transmite și, uite, domnul Cosmin Croitoru este procurorul de caz de la Serviciul Teritorial Craiova din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și spune foarte clar legat de povestea asta cu domnul Tănase, citesc doar finalul aici, clasarea cauzelor sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de influență, pentru că dumneavoastră spuneați că a încercat să vă schimbe de la serviciu, totuși cei de la Craiova decid că traficul de influență se clasează ca și abuzul în serviciu asimilat infracțiunilor de corupție și uzurparea funcției asimilate infracțiunilor de corupție, dar aici vine partea mai importantă, disjungerea cauzei și declinarea competenței în favoarea parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu, uzurparea funcției prevăzute de articolul 300 Cod Penal, fals intelectual, cercetare abuzivă, purtare abuzivă și inducere în eroare a organelor judiciare prevăzute de articolul 268 Codul Penal. Aceasta este decizia, ordonanța DNA Craiova vis-a-vis de domnul Stoian. Chiar și acest vis-a-vis de solicitarea domnului Stoian și plângerea făcută la adresa domnului Tănase, acest lucru l-am transmis, aceste documente le-am transmis către IPJ Gorj astăzi. Din păcate nu am primit un răspuns favorabil, ca să spun așa. Aici ați adus mai multe acuzații domnului Tănase. Aș vrea, dacă este posibil, să pregătim acel filmuleț, regia, dacă ne puteți ajuta, pentru a înțelege de ce vorbim de atâtea infracțiuni și vă prezentăm o simplă speță. Vorbim despre o înregistrare. Sunt câteva etape blurate pentru că se aduc niște înjuri, niște înjurături. O discuție între un, eu îi spun, infractor și domnul comisar șef. Infractorul sună pe domnul comisar șef Tănase să-i ceară sfaturi cum să scape de o doamnă care respectiv primise ce cred că primise o interdicție de a se apropia de o femeie, da? Deci avea o interdicție de acest fel și cerea sfaturi domnului comisar de la Rovinari. Domnul comisar îl sfătuia pe infractor cum să scape de femeia respectivă și cum să fenteze legea. Avem o înregistrare de 2 minute și ceva, vă punem la dispoziție. Adică le facem să fie bine, dacă se poate ceva e ok, dacă nu, da? Hai, caută-o mine. Bagă și nu mai strâmbe de astea, că-s prieten, cum ziseră dumneavoastră. Păi, am auzit și de Luci și știu, i-am spus că a făcut live, m-am luat și eu de el. În trafic l-am văzut, mai văzusem de luni. Bune, și îmi zic, bă, ție rușine, bă, bă, Luci, de șori, bă, de mine, bă, de... Păi și acum l-am bălegat, domne, că umbli numai cu oncilă, numai cu alea, pe la poliție, pe la căcatul. Păi ce treaba mea, că cu omul ăla, eu nu am prieteni în orașul ăsta, nu am nimic, ca ce... Dă-l, ferește-te, bă, de aia, ăla e un nemernic. Tu vezi cine stă în preajma lui, tu nu vezi că are de suferit, dă-l, dracu. Da, da, astea, hai, chestiile astea, tot de la ăștia, cărnatul ăsta de Nunu și de Chitea a ajuns. Pe acolo, vorbe și chestii. Eu știu că Nunuș, știu că intervenise la Oncilă și te-a stresat cu Oncilă să-ți retragi tu plângerile față de el, nu mai știu. Nu există, nu există ceva așa bune. Ceva. Hai, așa au zis și eu, dar e treabă de 2-3 luni. Oh, da, bă, vreau să vin puțin. Aha, caută mine și nu vine pe la ora, știi că eu sunt pe play, nu am... În lua aia ordin de protecție sună de vreo 3 ori, ce că a zis, pe la 112. O pusă ăsta, cum îi zice, nu știu, să sune la 112, îi pâncipe vieță oameni la de poliția acum. Care, că nu știu cine... Aia de oare... Pe cine oare el la... Fută aia? Păi da. Pe și împotriva cui l-o? Pe cine reclama? Pe mine, pe cine? Tot pe mine. Își lua și ordine de protecție, fură azi dimineață la tribunal, veni din aia aici, mă chemă tătarul aceea, de mădute de semnare, în fine, mai multe. Și suna astăzi de 3 ori la 1-2, că treceam prin oraș așa, suna la 1-2 cu o bătui. Cu o bătui, că, bă, fată, du-te, bă, la nebun, eu le spuse și la băieții ăștia, bă, duceți-vă undeva, internați-o, că asta e nebună la cap. N-am simțit acolo fazele astea. Da. Nu știu, fusei liber, muncișul la țară în soare, da. Tăia iarba, că ce pe acolo. Săptămâna trecută am luat să-mi concediu și dacă a plouat toată altă săptămână n-am făcut nimic. Sau oricum, s-au dus toate. Dacă nu, sunt solar, s-au dus toate. Tot, a dat și piatra, vai de lumea. Da, ce să fac?
Nu vreau să leagă praful de acolo și pe acolo, că am o casă bătrânească și aș vrea să o dau, că nu mai pot. Da. Cu toate. Nu mai pot. Am una mai așa și una bătrânească. Au renunțat da, toți. Da. Hai, caută mâine și voi. La ora 11, da. Bine, să trăiți. Nu poți, da? Te salut, sănătate, pa. Aceste lucruri au fost, sunt și vor fi la infinit, spune un telespectator. Cred că este concluzia cea mai bună la finalul acestei înregistrări. Deci cel care își bate concubina sau cel puțin este acuzat de concubină, iubită, nevastă, soție, nu știu cine este femeia respectivă, sună comisarul șef de la Poliția Rovinari și cere sfat cum să scape din problema în care ajunsese. Spune că femeia ajunsese la tribunal, scosese ordin de protecție. Știți că ordinele de protecție nu se dau decât dacă vorbim despre o agresiune destul de clară. Acum, astăzi, ieri s-a schimbat legislația. Și cere sfat polițistului cum să scape de rigorile legii. Cel puțin eu asta am înțeles din această înregistrare. Dacă dumneavoastră ați înțeles altceva, vă aștept cu mesaje pe pagina noastră de Facebook TV Sud, Ora Adevărului. Domnul Stoian, ați văzut și dumneavoastră această înregistrare. Mai avem una, aceea cu filmulețul, când îl surprindeți pe domnul polițist pe câmp. Unde exact? Da, unde nu, era la, nu era pe câmp, era la intrarea în perimetrul sectorului Poiana. Adică era în zona... Era în zona de... CEO? În zona CEO, da, era de teritoriul... Când se intră la CEO, nu trebuie să treci de o... E normal, când vii în control sau vii, trebuie să-ți anunți controlul la trebuie superior. Trebuie să arăți o hârtie, nu știu, nu arăți o hârtie trebuie să vii cu când un ordin vii, de adică serviciu, vine... adică... Vine nu polițistul așa... de la Severin și intră la CEO ca să verifice exact, așa? Exact. Adică... Eu m-am nimerit, eram de serviciu în acea zi, când a venit cu doamna agent atunci, domnul Tănase, și l-am întrebat pe domnul Tănase, ce cauți dumneata aici? Deși nu ai competență teritorială, dumneata ești pe raza comunelor Fărcășești, Negomir, Bâlteni, zic, ce cauți dumneata? Veni să-mi faci pontajul, veni să mă verifici dacă sunt la serviciu? Dânsul îmi spune așa pe un torn, îi spunea la fata... O să pregătim și, dacă puteți regia să-mi pregătiți celălalt filmule, dacă îl sunăm pe domnul Tănase. Zice, veni să trec pe aici. Pe acolo, prin acea zonă, era un fost drum, fostul drum care acum nu mai există, de ieșea la unde era, cum zicea înainte, borcanul de poliție, sus în curba aceea la vârț. Și a zis, domnul Tănase, pe aici nu e drum public, aici e proprietatea CEO, e proprietate privată, te rog frumos, zic, ia-o pe drumul european, pe unde veni și nu pe aici. Între timp, eu i-am spus, eu o să sun la 112 și o să anunț că veni să mă hărțuiești, că mă urmărești de atâta timp. Deși eu depusasem plângere. În urma acestei convorbiri cu domnul Tănase, am sunat la 112 după această filmare. Am sunat la 112, mi-a răspuns operatorul, am cerut... de la IPJ-ul, am cerut, domnule, trimiteți o echipă de la corpul de control al inspectorului șef, că zic, am un comisar de poliție care vrea să intre în carieră, că el că vrea să treacă prin carieră. Zic, aici nu-i drum public. Da. După aproximativ, ca să vă explic exact cum au fost lucrurile, după fata care a fost cu comisarul îi tot spunea, hai să plecăm că eu nu vreau să am probleme din cauza ta. Eu nu vreau să mă bag în problemele. Polițista a fost conștientă că nu erau pe raza de competență exact. Teritorială. Da, măcar... polițista știa că nu avea și nu avea un cadru legal să vină și să treacă pe acolo. Nu aveau ce. Nu aveau un caz de, să zicem așa, un caz de un cercetare, furt, un furt, o chestie dintre asta, da. Ei, apoi... La insistențele colegei dânsului au plecat. Eu după ce am sunat la... Acestea sunt imaginile. Când puteți regia să ne dați un pic de sunet să le auzim? El a plecat. Am sunat la 112. Deși am cerut că de multe ori am aflat eu că domnul comisar Tănase se laudă că este prieten la cataramă cu domnul Frățilescu, ajuntul lui domnul Bâlă. Eu nu-l cunosc pe domnul Frățilescu. Nu știu cine e omul ăsta, nu-l cunosc. Dar eu l-aș ruga pe domnul Frățilescu, domnule, nu mai țineți în brațe asemenea golan, domnule. Ăsta nu-i șef de poliție, ăsta e un golan. Nu se poate numi șef de poliție. La limbajul, nu știu dumneavoastră dacă ați auzit înregistrările alea, pe cum mă înjură el pe mine. Sunt pe Gorjanu, dacă caută, le găsește. Da. Regia, dacă ne puteți ajuta cu acel filmuleț, să ne dați și un pic de sunet pe filmulețul cu domnul polițist în mașină. Și apoi, când puteți să ne faceți legătura telefonică și cu domnul Tănase, să vedem cum ne răspunde la acuzațiile invitatului meu și nu numai.
să vedem când ne poate ajuta regia, dacă ne poate ajuta pe acest aspect. Avem mesaje. Bună seara, felicitări pentru emisiune. Domnul comisar celebru obișnuiește să țipe direct la toți subalternii în ședințe de se aude din stradă, din fața poliției Rovinari. Face rușine poliției Rovinari. Sunt polițiști foarte buni care nu sunt lăsați să-și facă datoria. Are obiceiul să transforme victimele în inculpați și inculpații în cei mai buni oameni. Da. Spune această doamnă. Are dreptate telespectatorul care a trimis acest mesaj. Altcineva ne spune că cei mai corupți procurori ar fi la Târgu Jiu. Vă rog să mă contactați, Și polițiștii de la Dragotești au înfundat o fântână și au demolat un gard ca să-și facă locuri de parcare, spune această persoană. Sunt foarte multe probleme legate de poliție. Asta încerc să vă arăt în această seară. O să vedem dacă ne poate pregăti regia acel filmuleț până la finalul emisiunii. Dacă nu, dacă este posibil să ne-l contactați telefonic pe domnul Tănase, să vedem cum comentează vis-a-vis de această poveste cu aceste acuzații. Așa cum vă spuneam eu puțin mai devreme, am încercat să-i contactez superiorii pe povestea cu... pe povestea cu cercetarea disciplinară, cu acest dosar de la DNA Craiova, transmis spre parchetul Târgu Jiu, dar din păcate până la acest moment nu am primit niciun răspuns de la biroul de presă al IPJ. Cea mai bună variantă este să se termine cu această vacă de mulți CEO, spune un telespectator. Evident că în jurul CEO se învârte nu numai politicul, ci și interese personale și de grup, așa cum știți foarte bine. Iar dosarul Mafia Cărbunelui este încă în o dovadă că polițiștii au fost totdeauna mână în mână cu infractorii. Așa că nu, este adevărat că există și oameni buni în poliție, dar există și astfel de persoane în poliție care fac rușine acestei instituții. Adică le facem să fie bine. Nu această înregistrare, dacă puteți cealaltă înregistrare. Poate... Să vedem dacă ne poate ajuta regia pe partea asta tehnică. Okay, da. Ne intră tot înregistrarea cealaltă pe care am mai arătat-o. Da, cea cu mașina ne interesa. Să vedem dacă ne poate pregăti. Noi am mai difuzat-o odată, dacă vă mai aduceți aminte. Până când regia pregătește, vreau să vă aduc aminte de celelalte două cazuri de la Fărcășești. Din ce știu, unul, pronunțarea în dosarul domnului care a intrat în legătură telefonică cu noi, acuzat, invitații mei spuneau piroman, pe 26 s-a amânat pronunțarea din nou în dosarul în care acel personaj a tras cu arma de foc într-un local privat, într-o zonă publică. Dacă pot spune așa, iar celălalt invitat pe care l-am avut în urmă cu doar câteva zile a cerut parchetului să primească și el protecție, la fel ca și domnul Trantie, care de două săptămâni are permanent un echipaj de poliție la poartă pentru a fi protejat de infractorul care este liber, spunea domnul Trantie nu de mult. Acestea, cred că mie mi-apar pe telefon imaginile, dar uite, cred că nu ne poate ajuta regia cu acel filmuleț. Dacă nu puteți, măcar să ne ajutați cu... Normal că filmăm. Uite, merge. Da. De ce? N-avem voie să filmăm? Ce atribuțiune de a... Îi întreb pe eu, normal. Ce atribuțiune aveți dumneavoastră aici, pe teritoriul ăsta? Păi, ce să controlează? Nu-i comuna Fărcășești aici. Da. Colega mea ca Andrei, da. A blocat? Mai era? Nu, atât am înregistrat, atât. După care eu am apelat la 1-2. Este suficient, mulțumim regia, deci ați apelat la 1-2. Să spunem telespectatorilor că v-ați trezit și cu amendă acasă, după ce ați făcut pe cameramanul, știți cum exact, se zice. Exact, da, după ce am apelat la 1-1-2, să vedeți, deși eu am cerut să vină corpul de control al inspectorului șef, domnul Tănase ce a făcut? A dat-o jos pe polițista pe care a avut-o cu dânsul în mașină, a dat-o jos pe viaduct, așa îi zice acolo, viaductul de traversează peste Jiu, vine spre sectorul nostru, și a mai venit un polițist de la Rovinari. Acum, doamna polițistă, când a venit la mine, a venit cu bodycam, deși prima dată era normal să aibă bodycam-ul, deci nu trebuia să vină fără bodycam. A venit cu bodycam, domnul Stoian, să știți că vă amendez dânsa. Zic, domnișoară, nu cred că mă amendez. Eu vreau să depun plângere împotriva acestui polițist, iar dumneata nu ai dreptul să vii la acest apel, pentru că dumneata ești în subordinea acestui ofițer. Deci trebuia să trimită... Adică, eu de aia zic că e protejat și că el se laudă. Ea era în mașină cu polițist. Ea era să sunați la 1-2 și vine tot ea? Vine tot ea și mă amenință că îmi dă... Deci
Cam filmele cu care cu Caragiale, da. Să fim serioși. Bun, am făcut plângere la acolo în mașină și zic domnișoară, zic mă cunoști destul de bine, când am venit la poliție și te-am pus să-l chem pe domnul comisar Tănase, să am o discuție cu el, când n-am mai suportat presiunile lui și am fost la el să stau de vorbă cu el. Băi omule, termină-te cu urmărirea asta a mea, cu planificarea, cu toate chestiile. Deci am rămas, vă dau cuvântul meu de onoare, că am rămas șocat. Când l-am auzit pe acest, zice, ce să-mi faci tu mie? Tu n-ai văzut că m-ai reclamat peste tot și n-ai ce-mi face? Zic, a, deci știa, era conștient deci, că-i știa, făcut da, să plângeria. Zic, băi omule, i-a spus, băi omule, zic, tu, deci până la urmă vine să cred că faza cu drogurile a fost adevărată. Și de-aia îmi pun un semn de întrebare. De ce domnul Tănase, când a fost prins drogat atunci, de ce domnul Tănase cum nu s-a respectat procedura de către colegii dumnealui? De ce domnul Tănase n-a fost dus, cum e procedura, la cea mai apropiată unitate spitalicească la Rovinari? Și a fost dus la Târgu Jiu, unde dânsul are pe concubina sa, doamna doctoriță Alina Bumbaru, medic la UPU, la urgențe. Deci spuneți că legislația l-ar fi obligat. Deci legislația și colegii lui ar fi trebuit să respecte procedura. Deci domnul comisar Tănase trebuia dus la Rovinari și să-i se recolteze probe de sânge. Era clar. Deci eu aici am pun o întrebare. Dacă fiul ăla de sânge a fost schimbată? Nu știu, deci asta, aș vrea să răspunsul Mina Minovici la acel moment a fost că domnul că nu domnul era, Tărase nu era, nu consumase droguri, da. Adică, dar, da, nu putem să contestăm o nu, n-avem, dar acum că suspiciunea a rămas și rămâne pentru toți și toți ne punem semne de întrebare, vă dați seama că toate ziarele centrale, locale și tot au vuit că un comisar șef de poliție ar fi fost prins drogat. Și uitați și a luat medical, ce a făcut și atunci, că știți bine, după faza cu drogurile, a stat în medical, a luat medical, tocmai ca să-și aranjeze, să scape bazma curat. Și a rezolvat. Domnule, dacă vă aduceți aminte și probabil telespectatorii noștri știu că și în emisiunea trecută cu domnul de la Fărcășești, căruia i s-au incendiat bunurile, și dânsul spunea că acel personaj din localitate s-ar fi lăudat. Eu nu știu că nu vreau să mă bag în discuții de ăștia, nu-l cunosc pe acel personaj, nici pe... Da, spunea doar că i-ar fi furnizat niște substanțe, s-ar fi lăudat domnului Tănase. Evident că în legătura telefonică pe care am avut-o cu acel personaj în seara respectivă, a negat. Nu, deci eu asta e un semn de întrebare mare. Deci chestia asta, de ce nu a fost dus la Rovinari să-i să ia analizele de sânge? Da, deci era clar. Pentru că avea mai multă protecție aici la Târgu Jiu, eu așa. Fără să fie o sursă oficială. Regia, dacă puteți să-l sunați și pe domnul Tănase, să vedem dacă ne răspunde la telefon, să vedem cum comentează acuzațiile care îi se aduc, cu completarea că am solicitat superiorilor săi de la IPJ, cu mențiunea emisiunii Ora Adevărului, să ne răspundă dacă domnul Tănase la acest moment este sau nu cercetat disciplinar, de ce IPJ-ul a decis să nu ia în considerare cererea procurorului care impunea cercetarea disciplinară în 2021. Deci, și dacă ați văzut declarația acelui, în acel dosar, acelui băiat în care în fața procurorului acel băiat dă declarație și spune că domnul Tănase a țipat la el în postul... Avem legătura telefonică? Sună telefonul la acest moment, să vedem dacă ne răspunde. Mai lăsăm un picuț să sune și dacă e, oricum avem, să ne pune și numărul de telefon fix, dacă este posibil pe ecran, dacă nu, o să mai încercăm o dată să-l sunăm. Nu răspunde, domnule. Bun, deci... Mulțumim! Păi nu poate să răspundă, că n-are ce să argumenteze, vă spun eu. Aș vrea să vă spun, după toată această chestie, în luna mai, cred că pe data de 13-14, m-am trezit acasă. Așa. Deci după ce am fost la inspectorul șef și am făcut plângere, m-am trezit acasă cu amendă de 50 de milioane scrisă de domnul Tănase, care nu, deci cum să vă spun, scrisă că am îngrădit accesul organelor de poliție în perimetrul sectorului. Pe filmulețul acela, da. Exact, da. Și că deși el anunțează conducerea carierei și conducerea firmei de pază. Bun. Am făcut o adresă către domnul director Borugă, uh-huh, așa, director, directorul dacă... meu,
să solicit dacă dânsul i-a făcut. Dânsul a dat-o către domnul Mihart, în care domnul Mihart, aceasta este nota de relație, mi-a spus clar, subsemnatul Mihart Dumitru, angajat așa, inginer șef la sector referitor la solicitarea dumneavoastră, făcută de domnul inginer Stoian Constantin, care este șef de sector la așa, la Rovinares, din componența, declar, în datele de 2703, respectiv 2803, nu am primit nicio solicitare scrisă sau telefonică de la domnul comisar șef Tănase Nicu, șeful 5, secție 5 de poliție, pentru a efectua un control în cadrul sectorului. Deci, practic, polițistul minte. Doamne, minte pe față, amenda? mai mult. Scrie că ca material probatoriu, în amenda asta pe care el mi-a dat-o, scrie ca material probatoriu bodycam-uri care s-a folosit. Păi eu pe data de 27, eu nu l-am văzut pe acest om. El a venit la mine pe 28, ăsta, omul ăsta, deci ăsta n-are ținere de minte, comisarul ăsta, șef Tănase. Puteți anula cu ușurință această... Deci am contestat-o, acum aștept, amendă. Mi-a venit chiar astăzi, deci, mi-a venit... Ca să înțeleagă telespectatorii noștri, deci în primul rând, în fals, deci acest... scrie greșit data în care s-ar fi comis fapta, acel filmuleț pe exact, care am tomit în fals acest proces verbal de amendă. Și în al doilea rând spune că a primit de amendă. Care că avea avizul superiorilor dumneavoastră pe linie profesională, adică la CEO, și de la paza companiei sau acelui sector, exact, să da? Intre în zona în care nu erau de atribuțiile dânsului. Domnul Stoian a demontat cele scrise de domnul Tănase cu cele două documente, și de la pază și de la superiorul său direct, cum că poliția sau poliția Rovinar sau domnul Tănase personal, deci, nu, știu... nu a făcut o astfel de solicitare. Da. Vreau să concluzionăm, pentru că ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Eu vă promit că vom mai face un episod, da, în cazul în care IPJ Gorj ne va răspunde la solicitarea pe care am transmis-o, pe care o vedeți pe ecran și așa mai departe. Mă contactează regia, da, e tot un regulă, încheiem că dacă asta... Da, cred, am depășit. Nu am sunat, ci că nu ar fi fost totuși bine numărul de telefon. Mai avem un număr de telefon, o să mai încercăm să sunăm și pe numărul pe care am sunat data trecută, să mai așteptăm puțin. Deci am sunat, probabil am trecut numărul greșit, asta a încercat să ne spună. Stați un pic, am mai avut un număr de telefon pe care l-am folosit data trecută, la emisiunea deci, trecută. Da. Spune că nu am fi sunat la persoana pe care ar fi trebuit. O să facem și această corectură, imediat vă spun eu. Când am avut emisiunea cu domnul Trantie, trebuie să fie numărul de telefon. Acum ați apelat din nou? Acum sunăm la persoana potrivită, asta încearcă să-mi spună, să-mi spună regia, că ori dintr-o greșeală, ori dintr-o greșeală a mea, ori a regiei, s-a sunat la o altă persoană. Nu răspunde. Alo? Da? Domnul Tănase? Bună seara! Bună seara! Domnul Tănase, Ana Maria Stoica sunt de la TV Sud, am alături de mine, sunteți într-o emisiune în direct, am alături de mine pe domnul Constantin Stoian, reclamant al dumneavoastră în mai multe cauze penale. Îmi cer scuze, sunt polițist, în mod normal n-ar trebui să vorbesc cu dumneavoastră. Domnul Stoian, pentru mine este un infractor și ca ceilalți alți infractori care nu mai pot pura, reclamă vrute și nevrute. Acum așteptăm. Domnul Tănase, cine este domnule infractor? Cine domnule infractor? Eu sau dumneata care protejezi infractorii și vorbești cu infractorii cu comportamentul ăsta de golan pe care l-ai? Nu cred că e cazul. Știți de această comunicare a Serviciului Teritorial Craiova, DNA-ului vis-a-vis de dumneavoastră? Credeți-mă, se dau soluții, reclamă toată lumea, se cercetează, se de către instituții abilitate, nu vreau, pot să reclame domnul Stoian. O să vedem la limbajul dumneavoastră, dacă dumneavoastră credeți că acest limbaj... Lăsați-l un pic să zic. Deci acest limbaj care îl aveți dumneavoastră și cum mă înjurați dumneavoastră pe mine, o să vedem ce o să zică parchetul. Am înțeles. Vă mulțumesc, domnule Tănase, pentru prezent. Am fost moartul la un accident rutier. Da, am văzut că este un accident. Așa și nu pot să vorbesc acum. Am înțeles, îmi cer scuze. Ca de obicei, vă cere. Dar răchiți este un accident, din ce am înțeles. Da, da. Am înțeles. Domnul Stoian, ca orice hoț,
care nu mai poate fura. Domnule, mă spuneți cuvintele că te dau în judecată. Păi dumneata, nu vezi că asta e pe față. Dumneata, vă spun și înregistrarea. Mulțumim. Regia mă explică că nu a răspuns la apelul trecut. O să-l dau judecată pentru aceste cuvinte, ați văzut și dumneavoastră, mă face hoț. Eu mă bucur că a intrat în legătură telefonică cu noi. Și eu chiar mă bucur. A spus că nu, spuneam, îmi explica acum regia prin mesaje că nu a răspuns înainte și a închis telefonul, deci a fost bun apelul, așa ne spunea domnul Tănase, că este la un accident. Da, vă am înțeles, mulțumesc, mulțumesc mult, eu îi mulțumesc și domnului Tănase că a intrat printr-o legătură telefonică, probabil a fost anunțat ori de superiori, ori vă de apropiați. Vă dați seama că s-a uită toată lumea la asemenea emisiune. S-a făcut o emisiune în care dânsul a fost criticat de către dumneavoastră. Cert este că noi am prezentat documente. Eu am documente acte și am probe clare, deci indubitabile. Văzură ce comportament are și aici când intră în direct. Adică comportamentul lui și pe această cale aș cere și cer public și o să fac și la București, la centrul de testări psihologice a MEAI, să-i facă un examen psihologic acestui golan, că nu pot să-i zic șef de poliție. Eu îi zic golan, eu așa îi spun, nu pot să-i spun. Cuvintele care le folosește el în... Vreau să concluzionăm, nu vreau să aduceți, să-i folosiți exact, diverse deci apelative eu... și el v-a făcut hoț. Da, m-a făcut infractor, deci ești văzură, ți-a auzit. V-am dat posibilitatea să răspundeți. Cert este că a intrat printr-o legătură telefonică, a spus că nu se face vinovat, dar mă întreabă lumea și nu doar o singură persoană. Mă întreabă de ce protejează hoții, îmi pare rău că n-am avut timpul necesar să-l întreb acest lucru, probabil mi-ar fi negat acest fapt. Cert este că sunt foarte multe sesizări făcute și publice și nu numai, cum că de la poliția Ruvinar nu pleacă dosarele care exact, ar trebui, da, exact. Poliția și este, din folosită, cauza, este folosită din cauza incompetenței domnului Tănase, suferă ceilalți polițiști, care vedeți și noi asta, acum... Să stai eu n-am spus pe canicula asta. La poliție sunt în aceeași situație. Vă dați seama să stai să faci pază la domnul Trantie la poartă la 40 de grade pentru domnul Tănase? Păi, nu se poate așa ceva. Adică conducerea IPJ-ului nu vede chestiile astea. Și eu cer public și domnul inspector șef, dacă mă aude. Deci vă cer public să-l trimiteți pe acest comisar șef de poliție, domnul Tănase, să-i faceți un examen psihologii la centrul de testări al MEAI la București. Dacă nu, eu voi face această solicitare către București, direct. Am înțeles. Domnule Stoian, am depășit deja timpul aferent emisiunii cu 4 minute. Vreau să concluzionăm într-un singur minut și să încheiem. Credeți că acest dosar, care este mai mult decât palpabil, l-am prezentat, l-am întrebat și pe domnul Tănase dacă știe, a zis că sunt mulți care fac plângeri și așa mai departe. DNA Craiova, vorbim despre o instituție cunoscută și apreciată ca și verticalitate, a dispus ca acest domn să fie cercetat pentru uzurparea funcției, infracțiuni de abuz în serviciu, cercetare abuzivă, purtare abuzivă, inducere în eroare a organelor judiciare. În acest dosar 53/2023. Aveți încredere că se va finaliza? Eu zic că procurorii de la parchetul de pe lângă județ de această dată o să-și facă treaba. Pentru că sunt probe indubitabile. Când am fost la DNA la Craiova și m-a audiat un domn comisar șef, mi-a spus, domnule, nu-mi vine să cred asemenea, că se întâmplă asemenea chestii. Și nu-mi vine să cred că ăsta e șef, e comisar șef și șeful și unei secții de poliție.